Sunt pachete care susțin companiile să mențină activitatea, linii de credit, de capital, de lucru. Pe cealaltă parte, Ministerul Muncii a lucrat și va veni cu soluții ceea ce privește șomajul tehnic. Acele companii care nu au probleme și nu au fost afectate de această criză, să-și plătească la timp impozitele, să putem să transferăm bani la buget direct din acele părți ale economiei care încă funcționează către părțile din economie care au nevoie de susținere în acest moment. Pentru IMM-uri, deja am anunțat instrumente de linii de lucru care sunt cu garanție de la stat, ca aceste companii să poată să aibă acces la finanțare în această perioadă și să treacă peste acest moment, în continuare să își achiziționeze materie primă, să poată să mențină angajații, să poată să producă. Dar asta depinde și de noi, să consumăm în continuare, să avem bani pentru plata pensii, salarii, ajutoare de stat, orice, să injectăm lichiditate în sistem, rambursăm TVA-ul.